Noi care este mesajul sărbătorim astăzi statului. 30 de ani de la înființarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, ca structură specializată în domeniu, cu rol de integrator al infrastructurii și serviciilor de comunicații și tehnologia informației de stat. În contextul promovării intereselor de securitate ale României, Serviciul de Telecomunicații Speciale a făcut eforturi constante pentru ca dezvoltarea capabilităților sale să se sincronizeze cu ritmul alert de evoluție a tehnologiei, în concordanță cu nevoile de funcționare și de modernizare ale statului nostru. Astăzi, după 30 de ani, STS este cunoscut drept principalul furnizor de rețele, sisteme și servicii de comunicații și tehnologie informației de calitate pentru autoritățile statului român, având o experiență valoroasă, dovedită și recunoscută, inclusiv în plan internațional. Construirea și finalizarea Centrului de Data Disaster Recovery și Business Continuity și a Centrului de Servicii Esențiale de Comunicații și Tehnologie Informației, precum și implicarea în implementarea infrastructurii cloud-ului guvernamental din România, garantează respectarea unor înalte standarde de siguranță absolut necesare în momente de crize multiple, așa cum avem în prezent. Anual, operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale din cadrul Serviciului de Urgență 112 preau milioane de apeluri ale cetățenilor pentru a-i pune în legătură cu instituțiile specializate de intervenție de care au nevoie: ambulanță, poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, SMURT, Jandarmerie sau Salvamont. În timpul pandemiei de COVID-19, specialiștii STS s-au implicat în crearea unor soluții tehnice și aplicații informatice care să ajute autoritățile medicale să facă față mai bine crizei sanitare. De asemenea, STS a contribuit la digitalizarea serviciilor fiscale, medicale și ale autorității judecătorești, precum și la realizarea unor importante sisteme informatice puse la dispoziția Ministerului Educației, destinate managementului proceselor de școlarizare. Doamnelor și domnilor, securitatea regională și euroatlantică a fost fundamental afectată în acest an de agresiunea ilegală și nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei. În acest context complicat, vă revine sarcina de a realiza o evaluare serioasă a propriului rol în creșterea rezilienței naționale, ținând cont de spectrul divers de riscuri și amenințări convenționale și neconvenționale care se propagă la nivel global și care sunt resimțite de întregul sistem internațional. În acest sens, este esențial să acordăm atenția cuvenită formării și pregătirii tinerilor, să investim în educația lor. Am convingerea că, la absolvirea studiilor, o parte dintre studenții pasionați de comunicații și tehnologie informației vor alege să contribuie la digitalizarea administrației publice și că unii dintre ei vor alege o carieră în Serviciul de Telecomunicații Speciale. L-am ascultat pe președintele Klaus Iohannis, mesajul transmis la evenimentul care marchează 30 de ani de la înființarea STS. A vorbit despre eforturile constante pe care le-a făcut acest serviciu și despre cât de important este ca tinerii să se formeze pentru a ajunge în acest domeniu și de asemenea ne-a despre implicarea în aceste probleme de securitate regională din ultima perioadă, tot la fel a serviciului. Doar câteva minute de publicitate, după care revenim cu alte informații proaspete.